e foarte... Bandiți, talhari, criminali. Altfel nu le poți numi deloc. Deloc nu-i poți numi altfel. Numai bandiți, talhari, criminali. Iată, Procuratura Anticorupției, tipurile nacealnici noi, tipurile nacealnici noi, de la PAS, fără cereri și de plângere în baza 313, din noiembrie s-a întors înapoi. Din noiembrie, irevocabilă, din prima instanță, de la Damaschin s-a întors înapoi, împotriva la doi polițiști, să luptă împotriva corupției. Cu cine să luptă, oameni buni? Cu denumirea, cu siglele astea care le afișează aici, numai să numești Procuratura Anticorupției, nu degeaba Mătăsaru a câștigat aici, că aici au pus Mătăsaru și-a câștigat la CEDO. Numai să faci un lucru pe organele este, Ectelis. Numai un lucru să faci pe organele este, luați și distribuiți, nu lucrează nimic, oameni buni. Venim de dimineață de la ora 8, amuși îmi dă procuror de serviciu. Ia uite, și sunt cuiet și ăștia, da? Sunt cuiet? Timp de COVID. Ia uite, Alisa. Cald, bine. Nu aveți idei și căldură aici, uite. Ia uitați-vă. Într-așa un coridor mic, într-așa un coridor mic, așa căldură. A, prăjit și lucrează. Da, lucrează. Faceți economie, oameni buni. Stângeați lunina, faceți economie. Dar de ce lucrează aici ea? Dar păi învârtește de-a lunină, de Doamne ferește. Ia roșu de conectață, iau și căldură e aici, oameni buni, la procurori. A, uitați voi căldură. Deconectați, mă, deconectați că noi plătim lunină. Le dă aer, iau, aici te năduși, într-așa o încăpere miticuță. Au ce lucrează aici. Nu apuftim. Într-așa o încăpere, schimbări. Care schimbări, mai oameni buni? Care schimbări? Covoare, căldură. Deconectați, că e căldură de prăpădenii. Deconectați. Iată așa, Procuratura Anticorupției. Schimbări, Cazacov. Cum o cheamă pe șefa de la Procuratura Anticorupției? Deconectați-o. Nu puneți mână pe mine. Nu puneți mână pe mine. Deconectați-o. Auto. Trebuie să dechemat 112 să-l deconecteze. Vă dați seama, și căldură se folosește, se irosește. Unde-i mai e Sandu să vadă? Așa care ne-a spus, economisiți lunina și înghesuiți-vă la vecini. Duceți-vă la vecini, că Procuratura Anticorupției le-a pus și actele. Ia uite ce i-a pus aici. Mă, vă dați seama, într-așa o încăpere de câțiva ei. Are un metru jumate. Bună ziua. Are un metru jumate pe 4-5 metri, ia câte auzi. Ia uite-l, ia câte-l, l-am stâns. Înțelegeți? L-am stâns. Altfel nu-i chip, nici nu aveau idei de unde se stânge. Ia, e că aici trăiește Cazacov, nu știu cum o cheamă, șefa de la Procuratura Anticorupției. De dimineață am venit, din noiembrie întoarsă înapoi, deja e de la PAS. Deja șefii de la PAS, vă arăt și sunt înseamnă o instituție publică. Ia câte-l. Scris în toate limbele, vedeți? Și în rusă, și în engleză. Își bat joc de oameni, voi n-aveți idee. Aici este protest pentru menții de la Orhei. Menții de la Orhei. Radu Pascari și Colun Petru. Radu Pascari și Colun Petru, care au cerut 700 de euro. 2 ani de zile în blăm, e 3 ani, din 2019, 2 ani jumate. Să pornească dosar penal și judecătorul Damaschin a dat-o irevocabilă din prima, înapoi la Procuratura Anticorupției.
să lucrez, să prelucrez. Din noiembrie până amun, niciun rezultat, oameni buni. Nimic schimbări. Din noiembrie până în februarie, niciun rezultat. Doi ani jumate îmblăm pe drumuri. E, Kazakov! Aici nu se prinesc plângeri. Pe poșta electronică plângerii nu prinesc. Trebuie să ai numai semnătură electronică. Numai semnătură electronică, înțelegeți? Aici nu se lucrează, oameni buni. Aici se bea ceai, cafea. Noi ne-a rugat, uitați-vă, nu le încrâlă de popor total. Astăzi, fiindcă el este liber, că tot la protest, el este liber, zice, haideam să vedem la Procuratura Anticorupție, că singur nu fac nimic. Absolut nimic. Suni, n-ai cui suna, scrii cereri, cereri, birocratism, cereri, 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 și cu cererile rămânem. Doamne ferește, bătaie de joc de popor. Doamne ferește, oameni buni. Apucați-vă de lucru, lipădăturilor! V-am dat menții de la Orhei, care în continuare, Colun, mesa lui Colun Petru, lucrează finanțist în Consiliul Raional. La Șor, lucrează finanțist. S-au cumpărat acum vreo 3 apartamente pe timp de COVID. Colun, au parcare în Orhei, Colun, pascari târâi, târâi tete, mentu pascari Radu. Târâi toate mașinile la parcarea lui Colun, la Orhei. Toate mașinile le târâie, plătește amenda, nu-ți dă mașină, plătești parcarea, ctațul lui Colun, acolo ține parcarea la Orhei. Doamne ferești, ce banditism, și banditism și nimic nu putem rezolva, oameni buni. Vii, te pune să pierzi timpul, scrie cereri. Așa e legea, fără cerere acum nu se face nimic. Așa e legea, birocratism. Duci să fie poșta electronică, duci plătești acolo, duci pierde timpul, duci pierde ziua și spune că menții vor 700 de euro și nu li se întâmplă nimic. Nici lui Radu Pascari, nici lui Colun Petru de la Orhei. Colun, mă, să-i cumpărat tot. Și atestat, și acestat de ment, și tot i-a cumpărat măsa. Și el ăia, mui la Zara, botcă la Orhei, Colun, Petru. El a fost șef la INSP, dar acum e sub șef la INSP. Înțelegeți? Face ce vrei acolo. Între timp, eu vă spun, 3 apartamente cumpărate în 2 ani de zile. De COVID, 3 apartamente cumpărate. Dacă el cere mită și nu îi se întâmplă nimic. Și avem atâtea, să denunță mită, oameni buni, să denunță, să demonstrează, să arată, să spune cu probe, cu martori, cu tot. Că așa sunt toți hărțuiți. Toate busurile sunt hărțuite de menții. Colun, Colun Petru și Pascari. E corect, așa e. Toate instituțiile statului, asta e zarabotcă, oameni buni. Lumea pune mâna pe valiză, pe ce mai dani, dar aici se cumpără funcții și zarabotcă merge că aici în instituțiile statului. Eu vă arăt. Asta e geanta mea. Eu vă arăt. Zarabotcile în instituțiile statului. E numai în cap, nici în plașă, numai în cap de papare, bine și de mașini și de toate. Nu mai încape, că aici e un simplu procuror. Vă place? El nu poate merge. Parcă-i vine puh. Parcă-i vine puh. Papă, bine, vin ai noștri, pleacă-i voștri și rămânem tăți ca proștii. Pe mine mă închid pe Facebook. Ne închid de Facebook-ul de Doamne ferește. Ne închid toate Facebook-urile, nici la Dodon, nici pe timpul lui Dodon, când guverna Dodon, nu ne închideau Facebook-urile, oameni buni. Arătam ce se întâmpla și aici se bucurau că vin ei la putere. Lasă arăte, dar acum ce face? Îmi închide Facebook-ul, în fiecare zi eu îmi fac Facebook. În fiecare zi eu îmi fac Facebook, înțelegeți? Și ieri, că eu am uitat, ieri l-am prins pe Stoianoglu și am uitat să vă spun. Regina Apostolova cu Marina Tauber
sunt curățite lealcă de Stoianoglu. De ce ai ăștia atac toți? Nimeni nu știe? S-au depistat deja. Sunt curate curățele, n-au niciun dosar penal. Regina Apostolova cu Marina Tauber. Dar noi ședem ca proști, de atâta Marina scoate lumea în drum, le plătește, ieri mi-a scris de la Strășeni niște mesaje acolo, psânii, că Marina Tauber cred că le-a spus, hai, scrieți lui Maria Olari prostii, câte mai multe. Când intru pe profil, oameni buni, vedeți mesajele cele proaste scrise, când intru pe profil, în companie lui Șor lucrează și cu sigla lui Șor. Și le-am scris mesaje înapoi. Cei șoriștilor? V-a spus Marina Tauber fals la mesaje rele? Dar pe care nu putem rezolva? Poate ne agitați să rezolvăm. Cum să nu știți nici? Dar pe lucrați aici. Nu puteți. Poblatul. Ia uite. Vedeți? O simplă servitare. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Chestia bine. La dânsa tot e bine aici. Leafă are, procurorii ostimează. Dacă ar de rezolvat un dosar, nu-s probleme. Cazacov, interimar, lipădăturilor, Pasuvo denumit aici. Pasuvo denumit. Asta este șef interimar la Procuratura Anticorupție. Până în ziua de azi nu au șef. Este interimar care nu răspunde de nimic. Plângeri nu se mai primesc. Plângerea din 2019 și denunțat cum menții vor mită, 700 de euro. Du-te la Colun, eu luat numerele de la bus, du-te la Colun, Petru, și rezolvă, 700 de euro el vrea. Și tăți denunță la spie. Nimic nu se face până în ziua de astăzi. Ordonanță din începerea urmăririi penale. Noi am arătat și arătăm filmări, Pastaiana. Arătăm Colun, Petru, Mentu, de la Orhei. Tațu are parcarea unde încarcă Radu Pascari, Mento, alt Mento, încarcă toate mașinile care stau pe marginea drumului, inclusiv busuri. Vine de sub fereastră de la oameni, încarcă busul și el duce la parcarea lui Mento. Plătești amenda, plătești parcarea. Așa e schema la Orhei. Toată lumea tace. Stem, n-au când îmbla pe drumuri. Pascari Pietru râde, Pascari Radu râde de prăpădenie. Și ce ați rezolvat? Bună ziua! Întreabă, și ce ați rezolvat? Nici n-ați rezolvat. Ce-și scriți? Noi lucrăm în continuare, nu ne se întâmplă nimic, voi îmblați pe drumuri cu plângeri, cu cereri, cu birocratism, dar noi le plătim leafă, oameni buni, și la menții și care cer bani, și la procurorii ăștia care stau aici, bine mersi, și ne trimite scris cereri, cereri pește cereri. Stalharilor! Aici nu s-au mai făcut schimbări la Procuratura Anticorupție. Cu ei trebuiește, oameni buni? Tu denunți menții din 2019. Radu Pascari și Colun Petru. Denunțați cum cer 700 de euro. S-au luat numerele, s-au ridicat numerele. Prin proces verbal, s-au ridicat numerele prin proces verbal, unde în proces verbal este indicat că nu arde o lampăcică, nu arde un becușor. Vă închipuiți? Pentru că măsa lui Colun lucrează la Șor în Orhei. Tatăl lui Colun, Petru, Lumentu, de la INSP, Colun Petru, are parcarea. Ei scarol pe Orhei. Iată, asta este țara Republica Moldova, nu schimbări, oameni buni, deloc. Deloc nu schimbări. Birocratismul s-a adăugat. Cereri, fără cereri nu faci nimic. Păi dar este cereri, este plângeri, nu cereri, dar este plângeri depusă la spie. Că menții cer bani, 700 de euro. Ieri am discutat cu un băiet, tot cu Radu Pascari. Are două scris aici. Și băietul cea la luptă și-a chemat poliția pe loc unde s-a cerut mită. Pe loc a chemat poliția, unde s-a cerut mită, a sunat, sunați la numărul verde, la CNA. Că vedeți că avem schimbări, avem pe Iulian Rusu la CNA. Este numărul verde unde puteți chema când menții cer mită. Bună, bună ziua, bună ziua, e jale mare. Jale mare, scris cereri și gata.
de la ora 8 ciudem și așteptăm și ne spune să așteptăm procurorul de serviciu, la urmă s-a schimbat tema. Trebuie depus plângeri, cerere. Că vrem, vrea să intre la procuror să-l întrebe. Nu procurorul îl cheamă pe dânsul și zice, ia să vedem. Și ne-a dat indicația aici judecătorul și să mai lucrez în dosar, că nu-i bine. Că așa e plângere în baza 313, ordonanța din începere a urmăririi penale. Trebuie procurorul înapoi să te cheme și să te audieze pe tine, pe dânsul. Ei nu fac nimic. Din noiembrie până acum nu fac nimic și zice, mai puneți o cerere, puneți-o după ușă, oameni buni. Puneți cerere după ușă și închideți, stângeți becul. Maia Sandu ne spune să facem economie. De aici, la dânsul, pe căldura asta, v-am arătat dimineața. Lucrează condiționerul. Da, și bani nu sunt... Am ușă, Europa le mai dă toane de bani. Nimic, guvernarea asta au tot în mâinile lor. Tăiați nacealnicii să pasiștilor, pasului. Toți sunt a lor. Toți onigiștii ăștia care au venit, juriști, curați, chipurile, curați, nu au fost prin instituțiile astea, nu au lucrat, n-au treabă cu nimeni, și-au să dă afară, și-au scureță, și-au să-i zbârlă. Cum să-i zbârlă oameni buni dacă tu nu pui cereri, ei nu lucrează. Dacă tu nu pui cereri la dosarul cel care este, nu pui cereri, el nu lucrează. Cum? Dar omul nu are timp să lepe de lucru și să îmble pe drumuri. A? Din noiembrie până în februarie. Nu lucrează. Nu se lucrează nimic, oameni buni. Dar eu sunt precis că idem deja ordonanța este din începerea urmăririi penale. Ea este gătită, chitită. Numai nu i-o dă, nu i-o trimite acasă, înțelegeți? Ne au de proști, mai pune cereri. Mai pune cereri. Corupția din instituțiile statului. Ticăloșilor, apucați-vă de lucru. Lucrați pentru popor, ticăloșilor, că v-au dat și v-au arătat cu menții și v-au dat familia, numele. Radu Păscari, Colun Petru, a cerut 700 de euro în 2019, pe 22 august. S-a denunțat la spie, încă era Andrei Năstase atunci, oameni buni. Tătă banda lui Andrei Năstase, am fost la IGP, la Spie, pe tot locul. Pe tot locul ne-am dus. Aduceți-vă aminte. Nimic, de atunci nimic nu s-a făcut și până în ziua de azi nimic nu se face. Instanță înapoi, de-asta e dosar de CEDO. Omul a pierdut o lună și ceva de lucru. Pe degeaba să-ți iei numerele, să le ridici, să facă ce vor. Noi să-i pregătim, când ar să înceapă mușa, ar face ei iar de nou, noi să le pregătim talmuturi de maculatură, talmuturi, am să le punem pe aici toți, să scoatem talmuturile, țineți acasă, cum vă spun eu, toate cerurile, toate plângeri, țineți-le acasă. Și să le aducem aici, așa să le punem la pas, și să le arătăm. Și au făcut pasul, cu și nas a să mai iasă ei în teritoriu, să le mai spui la lume să-i mai amăgească. Lumea cu chetră să zvârlă în trânjă, țineți minte pasul și vă așteaptă. Vă apucați de luptat cu corupția, vă apucați și nu mai faceți nimic. Dați-le pași o lună, dați-le pași două, dați-le pași un an, dați-le pași jumătate de an. Ia câtele s-au trecut, au parlamentul în mâinile lor jumătate de an. Îmblă pe la televiziuni, povestesc povești cu zmeu, atât. Nici nu iese nimic, eu vă arăt vouă. În continuare să vedeți. Aici te îndeopște, le-i în crâlă de tot. Ia să vedeți. Nu iese niciunul. Nu interesează decât atâta distribuirile voastre, mesajele, că ei oricum le citesc. Ei citesc mesajele, să uită filmările, să uită, ascultă și apoi scriu rudele. Cum vorbești, și vorbești, și cuvinte vorbești, dar vine tu. În locul omului ăsta, vină tu și îmblă pe drumuri. Când te-o denunțat, o denunțat tot, s-o luat riscul și o denunțat corupția, să dăm corupția jos, să nu mai dă ei lumea mită.
dar ei în continuare stăța lor oameni buni împreună, s-au închis bine după ușile astea, s-au închis bine și-au luat puterea în mâinile lor, toată puterea e în mâinile lor, de care vrei, de care vrei sigur. Poftim, de care vrei, și în limba engleză, și în limba rusă, și în limba română, dar treabă, zero oameni buni, zero. Iată vă arăt, nu ies în nimeni, nu interesează pe nimeni, scriți cerere. Iată vă arăt filmările astea, scriți cerere, de câte ori vă spun, scriți plângeri, cereri, dar scriți-le de sus până jos, și la deputați, cam și ne ducem să scrim cerere, dar o scrim de tot locul, și la deputați, și la toți de la oaltă, că-i Doamne ferește oameni buni. Și nimic, nu fac nimic pasul. Ne-au amăjit, s-au instalat și rămâneți cu scrisul, oameni buni. Scriți și puneți după ușă, că ei s-au luat leafă, căldură, cafea și așa mai departe. N-au ei treabă de popor, și cu poporul ăsta n-au treabă. Scriți plângeri, denunțați, puneți-vă sub tanc, dar ei ori șede și ori strânge ca pica. Ei tăi eu banii din menți, și vă pare. Ei din menți eu banii. Ca să facă ordonanță din începerea urmăririi penale, ei eu banii din menții. Radu Păscar de la Orhei și Colun Petru. Mesa lui Colun Petru Galea lucrează la Șor, finanțistă principal în Consiliul Raional. Ei cu capica la Șor. Ei socoate banii, ei numără banii, nu se întâmplă nimic. Ei, pădruga lui Zână Carabină, în continuare, stau bine mersi, tăți ne amăjesc. Șor, tăți, ia ca, Stoianoglu le-a curățit pe, Regina Apostolova și pe Tauber. Le-a curățit curățele, de atâta ele ies, amăi, își fac bardac pe tot locul, ele-s curate curățele. Stoianoglu le-a curățit, gata, nu mai au participat ele la furtul miliardului. Las că eu să le pun azi cererea pentru furtul miliardului. Eu vă promit și am să vă arăt și vouă în scris întrebările care eu am să le dau, secretizate, toate. Eu am să vă le arăt vouă, toate. Am să le citesc și am să vă le arăt. Astăzi am să mă duc la curtea de apel. Am acolo un dosar interesant cu Maniulencu, cu bandiții Hedin, cu dealul Tuca Voronin. Și am să vă arăt. Luați și distribuiți, e jale mare în țară, e foarte mare jale. Degeaba îmblăm la votări, degeaba îmblăm pe drumuri, actele, toate instituțiile statului, poftim, na. Le plătim lunină, oameni buni, aici merge lunină, aici merge căldură, aici merge leafă, voi vă dați seama, aici e CNA-ul și Procuratura Anticorupției. N-ai cui te plânge, nu ai cui. Bariere, turnichete, storoș pe la ușă, ușile încuiete, COVID-ul, plus COVID-ul, țineți masca la gură și noi vă trăsnim din toate părțile. Voi, la Zara Botcă, la Căpșunii, ne așteaptă Germania la Căpșunii. Asta este Republica Moldova la față. Ei, în rest, tot e lor. Tot e lor în țara asta. Iată, uitați-vă, asta este. Și în podval aici mai este. Vă dați seama cât decât la Albornic, mai departe are o clădire întreagă. Ei și-au încercat și l-au pus pe Vornic. Doamne ferește ce se întâmplă în țara asta. Nu fac instituțiile statului zero, nu lucrează. Nu lucrează deloc. Se numește Procuratura Anticorupție și Centrul Național Anticorupție. La Centrul Național Anticorupție sunt anchetatori, la Procuratura Anticorupție sunt procurori, ca voi să aveți idei, să decifrați. Și CNA-ul și și Procuratura Anticorupție. Așa că mai la Vale, toată judecătoria Buicani închiriază de la Avornic, oameni buni. Și e clădirea părinților noștri, care părinții au plătit cotizații și au construit clădiri după război. Tăt e lor, oameni buni, tăt e lor. E jale mare. Ne ducem să scrim cereri, că altceva n-avem ce face. V-am arătat ce se înseamnă să te duci să denunți doi menți care șer mită, să îmbli pe drumuri și lor nu li se întâmplă nimic. Cât au cerut 700 de euro la doi, Colun Petru și Radu Păscari.
tot schimbat și Andrei Năstase și Maia Sandu și nu se întâmplă nimic. Ia că totul e gol. Ia că scrim cerere, ieși cheamă 401 să dăm cererea. Că noi n-ai ce faci, ia că decât să chemăm 401, scrim cererea, să-l dăm cererea, să o înregistrăm. Că ei nu fac nimic, și am să vă arăt. Lasă vii să o înregistreze, spune. Serios, lasă vii să înregistreze cererea. Dați-ne o foaie să scrim o cerere. Da, bine. Da. Și un stilou, dacă puteți. Da. Iată așa. Ia că asta-i. Scris cerere. Poftim. Fără cerere nu se face nimic. Da, mulțumesc. Da, de-am înscrim nu una, dar înscrim la tăți la o altă, știi tăți. A să dăm și Ministerul Justiției în judecată. A să vedeți. Eu nu am să vă arătăm pe urmă. Dar deputaților să scrim. Așa care Ulise Stămate, Lilian Carp. Carp și doi. Ulise Stămate. Și mai e Sandu să-i scrim. Să nu zic pe urmă că nu am spus. Ia că te-le vedeți, ia așa, o simplă cerere, repede, de mână, tac, de la Cușnir. Strada? Igor Iros. Telefon? 06-9-82-17-43. Так, черези. Рукса. Штил. Чеку. Главный. Так. Цинь-циньша. Блондедя. Мя. Colun Petru. Petru și Radu Pascali din 2019, 22 august, așa? Tak, unde au cerut mită 700 de euro. 700. Eu am învățat stat fără lucru cu 45 de zile. Iată așa o simplă cerere, vedeți? Iată așa. Rog să știu ce v-am spus, că 700 de euro, Colun Petru, Radu Pascari, de la Orhei, noi, el a denunțat mita și până în ziua de azi îmblă pe drumuri, din 2019. Ia uite, ce cu plângerea mea? Din 2019, 22 august. Ce și vă spun, vă arăt tot. Și să vedem amuși o să facă. Da, i-am scris și lui Olesia Stamati, și lui Maia Sandu, și lui Lean Carp, și la Procuratura Anticorupție. Să vedem ce răspuns o să avem. Tak, scrie. Ține-vă foaia. Azi e data de 8.08.02.2022. Iscălește. Dacă așteptăm să o înregistrăm, să vedeți în direct ce se întâmplă. Cum lucrează Procuratura Anticorupției și am ales noi? Deputați, miniștri, prim-miniștri, le plătim bani, cald, bine, dar omul simplu
Îmblă pe drumuri și te chinui. Mai mult nimic. Să sunt iasa și spui ștabil? Da, păi da, tu știi de poate și ți-a spus. Când ați fi gata? Nu, da, fi gata. 401. Și pierdem timp aici. Ca să-i pierdere de timp. Asta fiindcă el astăzi e liber, iată, cerere. Deodată ți-am spus, cheamă încoa și să vină, că n-are de lucru. Beu ceai. Dacă așa, vii și pierzi 3-4 ori, n-ai cu cine vorbi, oameni buni, 30.000 de lei au leafă. 30.000 de lei au leafă. Eu n-aș putea spune asta la lucru. Ajută. Iată așa, și la deputați, trebuie de pe toți, pe toți, ca pe urmă să aveți, să le arătați în mână când au venit pe urmă să ceară și deputați, miniștri, prim-miniștri, am să vin noi la putere, noi să schimbăm, noi să facem. Și ați făcut? Nimic? Nimic. Și ați făcut? Poftim. Păi lumea vrea, el vrea să lupte, el a rămas fără lucru atunci, i-a luat numerele și 800 de euro, dă-i, cum așa oameni buni? Și ce se înseamnă? Ziua Neața Mare, tu ești cu un bus întreg de oameni, îl oprește, ruta Chișinău, Orhei, îl oprește, îi scoate numerele, dar întocmit că nu arde becul. Da, nu arde făr, tormoz. Nu arde tormoz, făr, dar i-a luat numerele. Da. Ați înțeles? Nu a scris în procesul verbal că s-au ridicat numerele, nu? La ce trebuie? Corect, că omul azar e liber, că dacă merge protestele astea cu rutierile, el e liber și a venit să-și rezolve întrebarea. Din noiembrie s-a întors înapoi de la judecătoria Ciocana, 2 ani de zile, judecător, procuror, da, ei cum se iau bani mai departe, așa iau bani. Au parcare, duc mașinile acolo la Orhei, la parcare, la tațul lui Colun, tațul are parcare, măsa stă la șor, la șor în Consiliul Raional, poftim, măsa-i finanțist, Galea Colun, lumea știe din Orhei, care li s-au ridicat mașinile, cât cere pe amenzi, plus pe parcare, zi de zi trebuie să plătești parcare. Lumea știe, eu vă spun lucruri concrete cu familie, cu tot, nu vă spun așa o poveste, dar vă dau lucruri concrete. Și eu fac și pasul, nimic. Nici nu-ți prinește că cererea, vedeți, uite, de dimineață, noi de la ora 8 stăm aici, cât e ora? Ora 10. Ora 10, ia ca 2 ore. Întâi ne-am măjit, stați și așteptați că ies procurorul de serviciu. Și am stat liniștit și am așteptat procurorul de serviciu. Procurorul nu-i, minciuni, balade. Cum nu vor să spui pe ăștia în pilă, știi că să filmezi. Și de filmările și ei. Da, n-avă și Olesia Stamati să știe, și Lilian Carp să știe, acum le ducem pe tot locul. Și Maie Sandu, poftim la toți. Aflați și cum se cere mită din 2019, 22 august, mită și 800 de euro. Poftim familiile, Colum Petru, Radu Pascari, este tot. Hai, cerere, n-avă cerere pe masă, dacă vreți cerere. Dar nu vin să o iei nimeni, vedeți? Încă o oră trebuie să stai să dai jos să iei cerere. Telefoane, turnichete, au cât s-au pus. Au ce ieși. Vedeți? COVID, iactă-le. Ciuci tu, la dânșii, COVID, ori în COVID dus procurorul, ori ar zduc în COVID de mâine. Dar ei încet și-au făcut treaba. Stoianoglu le-au curățit pe Tauber, pe Regina Apostolova, pe Lucinski, pe Platon l-au curățit, pe aici, Renato Usată. Ia uitați-vă, tăți să curați călealcă. Grigorciuc, amu apare pe la toate televiziunile Grigorciuc, omul lui Marcăciuc, al lui Voronin, al lui Dodon, tăți. Peste tot loc apare Grigorciuc. Mare expert Grigorciuc. I-a pus lista lui Stoianoglu pe masă și s-a primit 38 pe listă, pentru care și el, și s-a primit Grigorciuc curat.
poate veni. Da? Și șeri un xerox, să-ți dai o copie. Așa, tot adunăm foi, da. Adun foi, dar rezolvăm nimic. Drum, pierdere de timp. Și fac pasul. Hai să întrebăm. Au prim-ministru, au procurorul lor, au președintele lor, au deputații lor, 63 oameni buni la număr, 63. Nu mai fost în istorie așa ceva. 63 la număr, dar ei închid Facebook-ul lui Maria Olar la fiecare pas. În fiecare săptămână, în fiecare zi. De-aia eu m-am învățat de-am și-mi fac diferite Facebook-uri. Oricum mă găsesc și îți vă arăt numai dreptatea. Nu or să le meargă. Să vă arăt cum schinui omul simplu în continuare. Din noiembrie până nu nimic. Și vii la dânsă și din nou cereri. Și din nou muzică ușoară. Distribuiți când mă cojitorul vostru așa, fiecare om care vrea să vorbească, care vrea să spuie, care nu vrea să tacă, care vrea schimbări în țara lui și nu să ne trimată la căpșuni în Germania, pe cei care nu avem de lucru, să ne ducem la căpșuni în Germania, dar noi, socotiți ei, la stat vreo 56.000, dar noi restul suntem 3 milioane. Unde ne ducem? La căpșuni. Cum se lucrează, mă? Rău, da? Rău de tot. Rău de tot să lucrează, auziți ce spune? În minus, s-a ridicat benzina, s-a ridicat tot. Sunt toți în minus. Iată, eu vă arăt cum spune cerere. Simplă, repede, nu aveți frică. Puneți-o și cereți. Știți că în Biblie, bate și să vă deschide, cere și să vă da. Altfel nu-i chip. Mulțumim. Nu, așa e ea. Da, gata. Una ței, una lor. Și ți-ai luat? Ia că așa am obținut. În două ore, știi? Și faci un om care nu știe, care vrea să plângă și vrea să spui. Cui să te plângi, oameni buni? N-ai cui. Și că jălui mașina cui, jălui mașcodrului. Altfel n-avem cui. Asta este luat și distribuit și o zi bună vă doresc la toți. Și luptați în continuare. Dați să-i punem pe aiștia la lucru. Că lor le-i foarte, foarte bine, credeți-mă și vă spun eu. O zi bună să aveți și să ne revedem. Azi la curtea de apel. Acolo ceva se spune cu Violeta Ivanov, ceva cu Serojic Sârbu. Să-i aducă la curtea de apel. Am să vă arăt în continuare. O zi bună și sănătate!